Salariați, fermieri, pensionari. Astăzi, din nou aici unde este locul domnul președinte Adrian Năstase. Soluții prin care să putem să trăim în prosperitate cu toții și este o lovitură pentru orice decizie politică care e bun pentru România și este o lovitură pentru plătească pentru noi toți. Nu trebuie să uităm. Sunt președintele organizației Revoluționarilor Romi. Așa? Din România. Deci ați venit pentru domnul Năstase astăzi. Da. Când s-a început congresul acesta, s-a cântat imnul de stat. Mă uitam în sală și mi-am amintit de alte congrese. Congresele pe care le priveam la televizor când eram tânăr, eram încă minor, Partidului Comunist. Și mă gândeam, uite cât de mult seamă lor. Nu vreau ca cineva să interpreteze și mie, credeți-mă sincer, nu îmi este frică să fac comparații între ce suntem noi astăzi și ce era în trecut, mai ales din perspectiva faptului că avem foarte multe lucruri de învățat. E bine că a venit? Foarte bine, binevenit. E o prezență binevenită. Toată lumea că l-a așteptat să vină. Și a dat dovadă de un gest foarte frumos. Mi se pare totul un lucru normal, firesc. Dânsul a dat, în calitatea care a avut o dovadă de rezultate, de exemplu de disciplină, de corectitudine. Acest om a ființat partidul ăsta. Este o aiureală să spui, adică cum? De ce a fost condamnat și de ce a fost închis domnul Năstase, l-a închis cumva partidul? Este la rândul său cumularea unei istorii recente de după 1989 cu fazele bine cunoscute, PSD-ul care s-a născut. Și nici nu știe cât poate să fie de respectat organizația București și cât poate să fie de iubit, dar vreau să ne iubească și el pe noi, pentru că și noi simțim nevoia de dragoste, în ghilimele. Și vă mulțumesc mult de tot și vă iubesc!